Cu câțiva ani eram singur acasă. La momentul ăla încă trăiam cu familia mea, dar ei erau plecați într-o vacanță și aveam toată casa la dispoziția mea. În săptămâna aia am muncit mult peste program și în ziua în care s-a întâmplat, era ziua mea liberă. Așa că am sunat băieții să vină la o bere. Berea s-a băut și pe la 11 seara toată lumea a decis să plece acasă. Beat și obosit, am încăiat ușa de la intrare și m-am dus sus unde m-am prăbușit în pat. Asta, până m-a trezit soneria de la ușă. Era trecut de 4 dimineața dacă mi-aduc aminte corect. Eram încă beat la ora aia, așa că pentru o secundă m-am întrebat ce neba se petrece. Nu eram sigur dacă am auzit soneria sau dacă doar îmi imaginam eu lucruri. Așa că am așteptat și după am auzit din nou. M-am ridicat morocănos de sus și am ieșit pe hol unde am urlat. Vin acum! După am început să cobor scările. Cât timp am coborât, m-am panicat. Dacă unul din prietenii mei au făcut un accident și nu am mai ajuns acasă. Nu erau la fel de beți ca mine, dar nu știi niciodată. Sau poate a venit vreo unu să-mi returneze ceva. Când am ajuns la ușă, din purea mea prostie, am deschis-o. La ușă am fost întâmpinat de fosta mea prietenă. Câteva lucruri de știut. Eu și cu fosta mea nu am încheiat relația cu termeni mai pomeniți. Am fost împreună ani întregi. Ea m-a înșelat, mi-a suferit, etc. Mi-a luat un an și jumătate să-mi treacă tot lucrul ăsta. Și am făcut asta prin a bloca-o pe toate canalele rețelelor de socializare și chiar pe e-mail ca să fiu drăguț cu ea, că cădea în stereotipul de fostă nebună. Pe lângă asta, au trecut mai bine de trei luni de când am tăiat-o de tot cu ea, așa că eram un pic confuz. Când am deschis ușa, mi-a zis un bună, timid. Confuz, am întrebat-o. Ce face aici, Jenny? Ea mi-a răspuns că ar vrea să discutăm un pic. Eu am întrebat-o dacă are idee câte ceasul, la care ea mi-a răspuns că era în drum spre facultate și s-a gândit să se oprească aici pentru că știa că sunt singură acasă. Lucrul ăsta mi-a dat de gândit, pentru că nu știu de unde avea aceste cunoștințe. În plus, am blocat-o și pe conturile familiei mele, așa că nu îmi dădeam seama de unde știa asta. Am întrebat de unde știa asta și mi-a zis că doar știe. A urmat o tăcere de câteva secunde și după m-a întrebat dacă poate să intre să vorbim. Eu simt prost, i-am zis da. După ce am intrat, mi-am îngăiat câinele și s-a așezat pe canapea. A urmat o conversație destul de banală cu ce mai faci, ce mai zici, etc. După, m-a să ne împăcăm, I-am zis nu, a început să plângă și am început și eu și dintr-o în alta am ajuns în dormitorul meu. De acolo puteți să vă dați seama și singur ce s-a întâmplat. Prin de vine și și regret, după ce s-a terminat, am inventat o scuză că trebuie să lucrez a doua zi. M-a o lasă să stea, iar eu am refuzat-o. În momentul ăla a început să urle la mine că am folosit-o. Eu i-am răspuns cu niște lucruri răutăcioase și după am dat-o afară din casă. Deci cam asta a fost, nu? Păi nu chiar. Cam după 20 de minute m-am trezit cu bătăi la ușă. Știam deja cine era, așa că am coborât și am deschis ușa. Ea a intrat așa, fără să întrebe nimic. Avea o privire de psihopată pe față și gâfâia de parcă a alergat până acum. Dar mai era ceva care nu îmi dădea liniște. E greu de descris. Pur și simplu știam că ceva nu e ok. Când a intrat în casă, am observat că unul din câinii mei a început să murie destul de tare. Asta era prima oară când s-a întâmplat asta, pentru că o știau de ani buni și nu au lătrat-o sau mărâit-o vreodată. Am observat lucrul ăsta, dar mi-am păstrat calmul. Am întrebat-o ce vrea și i-am zis că trebuie să plece. Ea doar s-a uitat la mine, cu o privire plină de ură și răutate. După un moment de tăcere, mi-a zis cu vocea un pic tremurată. De ce faci lucrul ăsta mereu? De ce nu poți și tu să... În momentul ăla s-a apropiat de mine. Am uitat să menționez că avea pe ea un hanorac cu două buzunare. Mâna dreaptă era scoasă, dar stânga era băgată adânc în buzunar, ca și cum ținea ceva în mână. Nu eram sigur 100% că avea o armă în buzunar, dar nu vroiam să risc și să fiu înjunghiat în propria casă de fosta mea prietenă. La câteva secunde a apărut și al doilea câine, care se comporta la fel de agresiv. Celălalt câine, în general, e foarte leneș și nu latră mai deloc, așa că văzându-l foarte agresiv, mi-a confirmat suspiciunile că ceva rău avea să se întâmple. M-am gândit ce să fac și am zis că a fost o greșeală și că trebuie să plece, pentru că trebuie să ajung la muncă a doua zi. Lucrul ăsta m-a făcut-o să explodeze, să te la un milimetru de fața mea și urla la mine. Sincer, nu mi-aduc aminte ce tâmpenii urla, dar nimic bun. În tot timpul ăsta, nu și-a scos mâna stângă din buzunar, după ceva vreme, am realizat gravitatea situației și am zis acum să iasă din casă, că trebuie să sun la poliție. Brusc s-a oprit din urlat și mi-a dat o privire plină de ură. După, am urmăit. O să regreți asta. Urmat de trântitul ușii mele de la intrare. Am rămas un pic blocat, dar am încoiat ușa de două ori. Și după, m-am baricadat în dormitorul meu, unde am mai stat treaz încă două ore. Din fericire, n-am mai văzut-o de atunci, dar lucru care m-a speriat a fost mai târziu în ziua aia când am ieșit din casă. Am găsit un cuțit de vânătoare aruncat în fața ușii mele. Ok, e timpul pentru o poveste. Nu m-am speriat per se, dar eram convins că o să-l mor. Pățania asta a avut loc acum câțiva ani când încă stăteam cu fratele meu mai mare și cu suriarea mea. Ori de cât de mult țin la fratele meu, trebuie să recunosc că a făcut unele decizii destul de proaste legate de femeile cu care ieșeam. Femeia de care zic acum era nebună cu acte. Sandra era numele ei. Relația a început ca oricare alta, nimic special, iar eu mă bucuram că el era fericit, dar nu știu de ce, Sandra aparent mă ura. Mereu am fost un observator tăcut. S-a mutat la el când încă stăteam acolo împreună cu sora mea și după Sandra a început să impună tot felul de reguli stupide, cum ar fi dacă ei nu îi plăcea un fel de mâncare, era interzis în toată casa. Mă rog, aia e. Sandra era foarte geloasă pe sora mea și trăia cu impresia că dacă nu era ea în cameră tot timpul, o burfeau. Pe lângă asta, sora mea mereu împrumuta haine de la fratele meu când avea treabă de făcut prin casă. Sandra ajunsese în punctul în care că că sora mea avea o relație incestoasă cu fratele meu mai mare. Așa că, după ce s-a săturat de observațiile răutăcioase constante și gelozia asta stupidă, s-a mutat la loc cu mea. Mă rog, într-un final s-au dispărțit și ea a plecat din casa aia. Apartamentul unde stăteam eu atunci urma să fie închiriat al cuiva și fratele meu m-a convins într-un final să mă muc cu el. La fel a făcut și sora mea, așa că eram din nou în formație completă. Un copil a ieșit din relația dintre fratele meu și Sandra. Iar după ce ea s-a mutat, totul amenința că nu o să-și mai vadă copilul niciodată, că o să sune la poliție pentru hărțuire și alte lucruri dacă nu se comporta cum vroia ea. Mă rog, cam la șase luni după ce ne-am mutat cu toții în aceeași casă, nu am mai vorbit cu Sandra de mai bine de patru luni. Într-o seară am ieșit cu niște prieteni. După am primit un telefon de la sora mea în care se plângea că fratele meu e beat și o deranjează pe ea și pe prietenii ei. Am decis să mă întorc acasă ca să rezolv situația. Când am ajuns acasă, l-am certat pe fratele meu și după l-am trimis la culcare. După m-am băgat la un film împreună cu sora mea, la care bineînțeles am adormit amândoi cu succes. Unde stăteam atunci, aveam o politică de ușă deschisă, ca să zic așa. Mai mereu aveam pe cineva care era la noi și rar încuiam ușile. Nu a fost o problemă până în seara aia. Dormeam liniștit în cameră și eu și sormea, când deodată lumina din dormitor s-a aprins și am văzut-o pe Sandra cum stătea în tocul ușii cu un cuțit în mână. Ce mi-aduc aminte după era că sormea s-a aruncat peste mine să mă protejeze, iar fratele meu a apărut din camera lui și încerca să o țină blocată. Nu mai știu exact ce s-a întâmplat, pentru că eram foarte confuz. Știu doar că eram înghețat de frică și nu înțelegeam ce se întâmplă. Aveam plapuma trasă peste mine și singurul lucru care mi-a venit în cap a fost să-mi trag picioarele sub corp încet. Sor mea urla cât de tare putea, încercând să se înțeleagă cu nebuna. Îmi aduc aminte că i-am spus să nu-și facă griji pentru că Sandra a venit aici pentru mine. Nu știu de ce, dar eram foarte calm, lucru ciudat dat fiind situația în care ne aflam. Într-o secundă, a reușit să se elibereze de strânsoarea fratelui meu și a început să înjunghe patul într-o frenezie. Am reacționat rapid atunci și am apucat-o de mâna cu cuțitul, dar am reușit doar să apuc partea cu lama. Ea văzând, m-a prins de mână și m-a strâns cât de tare a putut. Într-un final, am reușit să iau mâna de pe lamă și tot ce mi-aduc aminte e că sor mea urla la mine să ies din cameră. Am ieșit din cameră și am reușit să mă baricadez în camera fratelui meu. Acolo m-a lovit gravitatea situației. După ce m-am calmat un pic, am pus mâna pe telefon și am sunat la autorități. În timpul ăsta, am început să aud un bang venit din camera mea. Mai târziu mi-a povestit sormea care a reușit să ia cuțitul din mână și l-a aruncat în spatele patului meu. Sandra după s-a dus în bucătărie de unde a luat al cuțit pe care l-a ascuns în pantaloni. După s-a întors sus și stătea la ușa unde m-am ascuns. Am auzit vocea ei care urla spre mine că știa unde lucrez, unde mă duc la școală și ar fi mai bine să rezolvăm problema asta acum, nu mai târziu, urmat de o ploaie de pum și de picioare în ușa de la cameră. Am decis că era momentul să ies din cameră, așa că am deschis ușa cu putere și în proces am dărâmat-o pe Sandra. După, am fugit în baia de pe hol, care din fericire avea și încuietoare. Odată ajuns în baia, am realizat că mâna care m-a tăiat sângera destul de rău, așa că am băgat-o sub un jet de apă rece de la chiuvetă, încercând să de decât mâna. În toată hârmălaia aia, am auzit cuvântul pe care am vrut să-l aud, și anume, POLIȚIA! Urmat de sunete distincte de mai mulți oameni care au imobilizat-o pe Sandra din toată situația asta, lucrul care mi-a rămas în cap era că dormeam. E ceva ciudat în momentul când ești luat din somn așa, care parcă îți lasă o cicatrice adâncă, în special când e un atac neprovocat. Până în ziua de astăzi, nu pot să dorm când sunt singur în casă și mereu am o armă lângă pat. Nu neapărat că mi-e frică că o să se întoarcă, pentru că știu că orice e posibil. Doar dacă te uiți la cineva urât sau doar îl superi cu ceva, poți să reacționeze la fel și să te trezești cu ei peste tine în casă. Sunt sigur că sora mea mi-a salvat viața și sunt bucuros că în seara aia n-am uitat la un film și a dormit cu mine în cameră. Dacă eram singur, probabil nu aș fi scris povestea asta. De atunci am învățat să-mi ușa după mine și că oamenii sunt capabili să facă o grămadă de lucruri nebune fără niciun motiv. Sunt o mare fană al acestui subreddit și am decis să vă spun și povestea mea. Aveam 15 ani și eram la liceu. De fire este mică de înălțime, dar nu a fost lucrul ăsta o problemă. În fine, urma ora de matematică și mă grăbeam să ajung în clasă. Odată ajuns în clasă, am observat un tip destul de mare care stătea pe locul meu, așa că m-am dus lângă el și am zis că stă în locul meu, dar nu a avut niciun fel de reacție la ce i-am zis eu. După m-am apropiat mai mult de el și am realizat că dormea, așa că am început să-l zgudui încercând să-l trezesc. După ce am făcut asta, s-a speriat și s-a uitat la mine. După o pauză de câteva secunde, am început amândoi să râdem. După am început să vorbim și la câteva săptămâni chiar a fost prima noastră întâlnire. Relația nu a durat prea mult, părea destul de instabil psihic, și când zic asta mă refer că dacă nu-i răspundeam la un mesaj în primele 5 minute, începea să dea cu pumn în ceapă. Asta ar fi fost prima mea avertizare, dar a trecut direct peste capul meu. Alt lucru era că dacă nu eram cu el mereu, credea că îl înșel. Toată chestia asta a durat mai mult de un an. Într-un final, m-am hotărât că ar trebui să încheiem această relație. Am crezut că s-a terminat, dar, din păcate, ăsta era doar începutul coșmarului meu. După ce am terminat-o cu el, mă suna pe la 2-3 dimineața plângând și chestii de genul ăsta. Am ignorat că s-a putut, dar după o vreme am început să primesc scrisori acasă. Și când zic asta, nu mă refer în cutia poștală, ci lipite la geamul meu de la cameră, în mare parte în scrisori îmi zicea cât de mult mă iubește și cât de dor e de mine sau cât de frumos îmi miroase părul. Lucrul ăsta mă cam speriam, nu o să mint. După, am început să-l văd când mă duceam spre școală, deși el trăia pe cealaltă parte a orașului. Iar când mergeam spre școală era șase dimineața, deci nu o oră destul de normală. Eram atât de speriată încât nu mai puteam să dorm noaptea. În schimb, ajunsesem să dorm în biblioteca școlii, deși nu era o zonă mai sigură decât aia de acasă. Într-o seară ca oricare alta, a fost picătura care a umplut paharul. Era trecut de trei dimineața și eu eram o sufragerie unde mă uitam la televizor, când am observat cu vederea periferică o mișcare la ușa din spatele casei. M-am blocat pentru o secundă speriată, dar după un timp mi-am făcut curaj să aprind lumina în spate și să văd cine sau ce anume era în spatele casei mele. Ăla a fost momentul când am urlat, cum nu am mai urlat în viața mea. După ce am aprins lumina, mi-am văzut fostul iubit cum sătea pe vine în fața ușii, cu o față ascunsă de o cagulă și cu o frânghie în mână. După l-am auzit pe tatăl meu cum a coborât de sus panicat. Când l-am văzut, am urlat spre el că avem un ciudat în spatele casei. Așa că s-a dus sus, repede, și și-a luat pistolul. După, a ieșit să-l caute. Tatăl meu a început să urle spre el să stea unde e, ca altfel o să tragă. În tot timpul ăsta, mama mea a sunat la poliție care era deja pe drum. La câteva minute au ajuns și l-au arestat. După au găsit în mașina lui un cuțit de vânătoare mare, mai multă frânghie și alte lucruri de genul ăsta. Aparent, a plănuit să mă răpească în seara aia sau ceva de genul ăsta. În fine, știu că a fost trimis la școala de corecție și eu am luat un ordin de restricție împotriva lui. Nu s-a mai întâmplat nimic de luni întregi, dar îmi e frică că o să mă trezesc cu el în casă într-o bună zi.